Ok, deci salutare lume și bine v-am găsit la Survival Games. De data asta joc pe mapa Weaver's Wake. Sunt în echipă cu Joe the Pro 15 și cu Shizukine. Because, pentru că și fiindcă. Bun. Doar ca să știți, acest videoclip este un post commentary, pentru că dacă aș fi postat videoclipul original, nu cred că ați fi înțeles mulți dintre voi despre ce vorbeam, pentru că am vorbit în engleză. Pentru că, na, eu cu Shizukine suntem români, dar Joe nu este român, deci ar trebui să vorbim în engleză cu el. Și de asta am zis să fac un post commentary, mai bine decât un live commentary, pentru că, spre exemplu, dacă vorbeam în engleză, nu ați fi înțeles voi câteva chestii. Dacă aș fi vorbit în română, nu ar fi înțeles Joe. Oricum, doar ca să știți de pe acum, am să cenzurez câteva părți din acest videoclip, pentru că m-a rugat Joe să fac asta, mi-a arătat câteva secrete de pe mapa asta și m-a rugat să nu le arăt pe YouTube, pentru că nu vrea să știe foarte multă lume despre chestiile astea, și așa că i-am respectat dorința. Și după cum puteți vedea, scrie troll pe ecran. Ia, ce bine. Bun. Acum o să reapară videoul. Boom. Wow, am 64 de sticle de enchant. De unde le am? Oh my god. Cred că e vrăjeală ceva, nu cred că am făcut eu rost de 64 de sticle de enchant. Bun. Acum iarăși este troll, pentru că mai luăm ceva și după nu o să mai fie nimic cenzurat. O să treacă și trollul ăsta în vreo 5 secunde, pentru că ne-am chinuit puțin. Oricum. Despre ce să vorbim noi în videoul ăsta? Hai să vorbim despre cearta de pe YouTube. N-am... Sabie de diamant? De unde? Oh my god! Ok, deci să vorbim despre cearta asta de pe YouTube, care mai mult s-a ținut între abonații mei și abonații lui Slader. Oricum. Bun. De la început v-am spus că nu vreau să fac o ceartă din chestia asta și... N-am făcut acel video pentru... Ai face răul lui Slader sau ceva. Am făcut acel video pentru a nu mă mai întreba lumea de ce am dat bani lui Slader. Pentru chestia aia. Bun. Atât vreau să vă spun despre chestia aia. Oricum, chestia asta m-a ajutat foarte mult. Am pierdut cam 300 de abonați și sunt foarte fericit, pentru că am văzut cine mi este aproape, care abonați îmi sunt aproape, ce prieteni îmi sunt aproape, la greu, nu numai la bine. Și, am văzut că, prietenii mei mi-au fost aproape și destul de mulți abonați mi-au fost și ei aproape. Și pentru chestia asta vă mulțumesc tuturor. Oricum, chestia asta s-a terminat. Nu cred că are rost să mai continuăm, este degeaba. Am văzut că, pur și simplu, lumea nu vrea să înțeleagă, deci, mai bine o lăsăm moartă. Pentru că, am adus niște chestii clare, am arătat niște chestii clare și totuși sunt acuzat că mint sau ceva, sau Photoshop sau alte prostii. Acum fiecare crede ce vrea. Deci eu am văzut care abonați îmi sunt aproape, care abonați nu îmi sunt aproape. Au rămas destul de mulți cu mine, mulți au plecat și mă bucur pentru asta, pentru că am nevoie doar de abonații care îmi sunt aproape și apreciază videourile mele. Și hai să trecem mai departe de chestia asta. Au lăsat ceva armură în ceasul, stai bine. Hai să mâncăm un biscuit, nam. Bun, apropo, doar ca să știți, Joe este pe locul 17 în lume. Deci dacă o să câștigăm meciul ăsta, să nu vă întrebați de ce. Tipul este foarte bun, am făcut și în Clan War cu el, clanul meu versus clanul lui. Bine, a fost mai mult o glumă, pentru că ce am făcut noi n-a fost Clan War în adevăratul sens al cuvântului. Mai mult ne-am prostit pe acolo cu Joe și cu clanul, făceam 1v1 în loc să facem Clan War, era genial. Stăteam amândouă clanurile până când îi omoram pe toți ceilalți și după... Joe alegea cu cine se bate. Cred că am să pun și acel videoclip dacă vreți, dar pe speed up. Cred că ar fi destul de interesant.
să fac chestia aia. Da, oricum. Până acest video, nu știu sigur ce, cum îi spune, despre ce o să mai vorbesc, adică aici le dădeam sticle de enchant și lor să se enchanteze full și o să mergem la un enchantment table. Enchantment table-ul cred că pot să vi-l arăt în video pentru că, na, nu e mare lucru. Da. Apropo, dacă vă întrebați de ce mă cheamă Pintea, este pentru că, na, știți, eu sunt banat pentru Raise Minimap și am întrebat pe Nexus cine îmi poate da un cont și Pintea mi-a dat contul lui ca să filmez pe el. Oricum, am să-mi cumpăr un cont nou acum și, na, nu știu ce nume va avea oare. Dacă vreți, dați-mi voi sugestii de nume în comentarii, pentru că nu vreau să mai aibă legătură cu numele Daggerbug, pentru că voi lua din nou bani pentru alternate account, pentru că am mai făcut chestia asta odată, pentru că na, eram banat și mi-am luat un cont nou și am primit bani pe acel cont pentru alternate account, pentru că, na, oricum. Acum o să mergem la enchantment table-ul același maker, oricum e foarte greu să ajungi la enchantment table, mă mir că am ajuns noi. Bine, mă mir că am ajuns eu, care sunt un maestru la parcurs, vai de capul meu. Nu, serios, nu prea mă pricep la parcursul în Minecraft. Trec ca nebunul pe acolo și ratez mereu chestii. E foarte aiurea. Ok. Acum ne urcăm frumos în copac, pentru că enchantment table-ul este în copac. Sus de tot. E la ultimul nivel. Acum ne urcam în copac și sus era gen un castel ceva, nu știu exact să vă spun, dar era un pic distrus, uitați aici. Și trebuia să fac parcur prin el ca să ajung sus. Chestiile astea sunt ușoare mai încolo să... Uitați, chestia asta mi s-a părut al naibii de grea. Și Jovac a făcut-o din prima, what the fuck. Bun, deci trebuie să sari pe această scară și e foarte greu. A rămas ultimul. Iai. Și acum... Da. Deci... Da. Dau un fail imens la parkour pentru că, na, nu mă descurc la parkour, nu e vina mea, nu e vina mea, lol, lel, ok, am reușit, yay. Hai să urcăm și mai sus acum, să mergem după Joe și Shizukine, să nu rămânem noi în urmă. Știu double chest-ul ăla că l-au luat ei, deci nu mai are rost să mă uit în el. Hai să urcăm în sus și uite, după cum puteți vedea, aici este finalul parkourului. Trebuie să mă urc pe aceste iron bar-uri și după aia să mă urc la enchantment table. Ok, acum am să-mi enchantez sabia prima oară. Să văd ce-mi pică pe sabie oare. Hai să căutăm sharpness. Hai să vă dau un mic sfat. Dacă faceți un enchant, să fie un enchant cu punct la începutul acelor caractere, pentru că sigur vă va cădea sharpness 1 dacă vreți să enchantați o sabie, dacă este punct la început. Sau două puncte, sau un punct și o virgulă. Este interesant, oricum. Mi-am enchantat arcul și sabia. Și au căzut enchantru bune. Da, Joy deja full. Full enchant, n-are treabă. Hai să-mi enchante și pantaloni. Protection. Da, deci... Și mai chiar, sabie cu sharpness 1 și full enchant aproape. Aici scriam foarte greu, nu știu de ce am scris așa greu, dar na. Era și noapte, era cam 4 dimineața la noi și 2 dimineața la Joe. Mă mir că a stat până la ora aia. Oricum. Acum o să trebuiască să coborâm de aici. Dar nu mai mi-aduc aminte cum am coborât. Știu că ne-am aruncat, parcă, ca nebunii. A, da, mi-aduc aminte, gata. Deci o să fie foarte interesant cum am coborât. O să râdeți puțin, dar, na. Hai să intrăm în cazan să ne spălăm până atunci. Da. Apropo, deci spuneți-mi în comentarii dacă vreți să aplaudez acel videoclip în care am făcut clan war cu Geo. De fapt nu clan war, 1v1 la finalul meciurilor. Să le pun pe speed up sau să vorbesc eu așa iurea în ele și Geo s-a aruncat aici, a murit, vedeți?
Nu cred că s-a aruncat așa intenționat. Nu, 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 m-am încurcat. Bun, deci nu cred că s-a aruncat din greșeală, s-a aruncat intenționat pentru a ne lăsa pe noi să câștigăm și să nu ne facă de râs, nu știu. Asta am, cred eu, na. Oricum m-am dus, i-am luat toate itemele ca un bârlan ce sunt. Îi pun papuci și chestplate-ul de iron. Bun, aici îl întrebam pe Joe ce a făcut și el a spus că a alunecat, dar na, este clar că s-a aruncat. Aici îi dădeam cu inimioară pentru că n-a vrut să ne umilească. Oricum văd că acest video deja o să se apropie încet încet de sfârșit. Bine, mai sunt cam 6, 5-6 minute, cam așa. Deci încă un pic. Mai durează încă un pic și vă las să plecați, nu-i problemă, nu, 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 nu vă țin eu aici. Oricum, ca să știți, următoarele videouri pe care am să le fac pe canal, am să le fac ori singur, ori cu cineva din clan, ori cu Joe sau cu cineva din clanul lui Joe, nu știu. Rămâne de văzut. Oricum, ce e clar e că voi face videouri cu oameni de încredere, oameni în care am încredere, gen să nu fie oameni pe care să-i cresc pe YouTube, să-i ajut să fac abonați și după să înceapă să vorbească aiurea și na. Mai bine fac video-uri cu oameni în care am încredere, oameni de calitate, să le spun așa. Na. M-am să am mai mare grijă pe cine bag în videourile mele de acum, pentru că mi s-a mai întâmplat chestia asta de mai multe ori, să ajut pe cineva să facă abonați, să-l ajut să crească pe YouTube și după să găsească scuze și chestii să mă facă de râs sau na, prostii de genul, sau să mintă împotriva mea. Na. Cum a fost și cazul ăsta. Oricum, nu vreau să mai vorbim despre asta în acest video pentru că na, după mine este un subiect mort, să zicem, pentru că am observat că efectul acela de turmă este și pe YouTube, nu numai în viața reală, păi și este și pe YouTube și păi destul de aiurea să ai un efect de turmă așa. Și hai să schimb chestplate-ul că e cu Protection 1. Protection! Bun. O să mergem acum la spawn pentru că o să vină refill-ul. Și aici știu că-l pierdusem pe Shizuki, nu mai știam unde e. Oricum o să fie o fază în acest videoclip în care ajung undeva la o inimă sau o jumătate de inimă, nu știu sigur. Oricum este o fază unde am ajuns foarte low, 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 low. Acum ne îndreptam spre spawn și țin minte că erau doi oameni la spawn, parcă, sau trei. Nu mai știu sigur. A, bă, nu, era doar unul. Nu, după aceea au venit mai mulți, după cum puteți vedea acolo, în background. Au venit aici și toți și aici și aici fugeam că am rămas la trei inimi pentru că Shizukine s-a dus să se uite în chesturi în loc să mă ajute și veniseră doi pe mine și aici eram început să fug. Am luat și un măr în fuga mea, nebună. Aici nu știu, îl pierdusem pe Shizuki, am crezut că a murit, dar de fapt nu murise și eram destul de îngrijorat pentru că știam că sunt mai multe echipe. Nu mai știu, acum știu că Shizuki ne făcea niște chestii în spate, vorbea mai ciudat și Joe râdea de el și na, era destul de interesant. Oricum, acum știu că mă duceam după un chest, parcă, și după m-aș fi întors. Și zi... A, nu. Nu mai țin minte dacă am câștigat meciul sau l-am... Sau am câștig... De fapt, dacă am câștigat meciul singur sau l-am câștigat cu Shizukine, nu mai știu sigur. Oricum, sper că l-am câștigat cu Shizukine. Nu mai știu sigur acum. Video a fost filmat acum vreo 2 zile. Și nu mai țin minte foarte bine tot ce s-a întâmplat. Oricum. Apropo, dacă vi se pare puțin schimbată vocea mea, este pentru că sunt bolnav. Da. Rugămințile celor care m-au înjurat pe YouTube au devenit realitate. Degrabug suferă în agonie. Aoleu, o să moară. Se lasă de YouTube Degrabug. Cel mai important lucru pentru Degrabug este YouTube-ul. Dacă îl scoatem de pe YouTube, este un om mort. Nu mai are ce face. No. Oricum, m-ar
fi durut mai tare dacă, na, comentariile pe care le-am primit pe YouTube ar fi fost scrise corect gramatical. Adică m-aș fi uitat așa un pic mai ciudat în timp ce le citeam. Dar așa m-am uitat cum erau scrise, în loc să fiu supărat, eu mai mult râdeam. Eram în conferință cu cei din clan și râdeam de oamenii care scriau acolo. Și nu neapărat că au greșit scrierea unui cuvânt, greșeau și toată propoziția, scriau chestii complet aiurea. Nu, spre exemplu, la un tip, n-am înțeles ce a spus, dar totuși am crezut că m-a înjurat, pentru că mi-a spus prost. Oricum. Deci, dacă scriați acele înjurături corect, ar fi fost mai bine, m-aș fi simțit mai rău, dar așa m-ați amuzat mai mult, sincer să fiu. A fost destul de interesant să citesc toate comentariile alea, mai ales că veneau așa repede. Oricum, oamenii care... Wow, mi-am dat foc singur, oricum. Aici știu că am rămas undeva la o jumătate de viață. Da, aici am rămas la jumătate de viață. Aba nu, la o viață. Oricum, oamenii care m-au înjurat pe videoclipuri nu și-au dat seama de ceva, că ei m-au ajutat cu acele înjurături și dislike-uri. Pentru că un om, dacă mă înjura, intra de câteva ori pe videoclip să mă înjure de mai multe ori sau să-mi dea dislike pe mai multe videoclipuri. Ei m-au ajutat foarte tare cu acel lucru. Pentru că, ia zicem că au intrat pe 50 de videoclipuri. De pe toate acele videoclipuri, na, am primit niște bănuți. Nu foarte mulți, dar am primit. Oricum, nu pentru chestia asta am făcut acel video, v-am mai spus odată. Oricum, video chiar se apropie de final. Cred că mai sunt vreo 20 de secunde. Vreau să vă urez un Crăciun fericit, de fapt sărbători fericite tuturor, chiar și celor care m-au înjurat, chiar și, na, tuturor. Bun, cam atât și pentru video ăsta. O să înceapă deathmatch-ul, o să-l căsăpim pe tipul ăla, ăla și Shizukine. A, numai eu și cu Shizukine am rămas, ok. Deci, cam asta a fost și pentru video ăsta. Nu uitați până data viitoare, like, comment, subscribe, dislike dacă nu v-a plăcut videoul sau nu mă suportați, puteți să-mi dați dislike. Baftă lume!